Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi o avem ca invitat pe doamna profesor dr. Alina Tănase, șefa secției de transplant medular de la Institutul Clinic Fundeni. Ca atare vom aborda în primul rând subiectul autotransplantului medular, un subiect, aș spune, care merită cunoscut mai bine de publicul larg în ce privește indicațiile, în ce privește modul în care se efectuează, principiile de la care pleacă și o să vedeți detalii care consider că sunt de interes pentru public. Și după aceea vom aborda o altă problemă despre care am mai discutat cu doamna profesor Tănase, și anume problema a celulelor zise antigen chimerice, chimeric antigen, cel T chimeric antigenice, care reprezintă o terapie de ultim moment, să spun așa, și de la care sunt mari așteptări în cazul de față în tratamentul hemopatiilor maligne, dar prin extensie în oncologie în general. Seara Româna, bine ați venit în emisiunea noastră, mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație, domnule profesor. Da, profesor, aș dori să începem cu autotransplantul medular și sigur o să vă rog să ne vorbiți și despre indicații, în ce boli are indicație transplantul medular, autotransplantul medular. După aceea să ne vorbiți puțin despre mecanisme, pentru că publicul larg s-ar putea să nu înțeleagă chiar foarte bine de ce celule prelevate de la un pacient care are o anumită afecțiune, până la urmă îi permit acesteia un mod de viață aproape normal, chiar și fără tratament, și nu reproduc boala sau o reproduc în foarte mică măsură. Noțiunea de transplant, chiar și în cazul celulelor, e ușor înțeleasă când e vorba de alotransplant, se distruge măduva hematogenă a primitorului și se introduce una nouă sănătoasă, de la un donator sănătos. Când vorbim de autotransplant, vorbim cumva de celulele aceleași persoane, și aici v-aș ruga să ne explicați etapele prin care acestea ajung, de fapt, să confere o stare de echilibru hematologic pacientului și cumva să nu reproducă boala de care acesta suferă. Autotransplantul de celule stem hematopoietice are cu totul alt principiu de tratament decât alotransplantul de celule stem hematopoietice. Atunci când folosim celulele proprii ale pacientului, principiul este cel al chimioterapiei în doze mari, urmat de acest rescue de celule stem, fără de care pacientul nu ar putea să-și refacă hematopoeza într-un timp rezonabil. Deci noi folosim aceste celule stem recoltate înainte de transplant, cu cel puțin o lună, să spunem, înainte de autotransplant, și le folosim pentru a suplini hematopoeza distrusă de chimioterapia în doză mare. De aceea autotransplantul are indicație în bolile în care chimioterapia în doză mare este eficientă. Și aceste boli hematologice care unele nu mai răspund la chimioterapia obișnuită, altele recad după chimioterapia obișnuită, sau pur și simplu alte boli hematologice care au un planul de tratament ca primă linie autotransplantul, deci imediat după terapia de inducție, fiecare din aceste boli beneficiază de această chimioterapie în doză mare. De fapt, organismul primește o combinație de citostatice, uneori asociată cu iradiere corporeală totală, dar a scăzut în indicație în ultimii ani. Deci o combinație de citostatice pe care de obicei pacientul nu le-a mai primit, și la o doză calculată pe suprafață corporală de pacient, încât să nu ne mai intereseze toxicitatea hematologică. Deci introducem în organismul pacientului o doză foarte mare de citostatic. Aceasta nu alege celulele sănătoase de celulele bolnave, le distruge pe toate sau cât mai multe,
Și după ce terminăm această doză mare de chimioterapie, venim cu celulele proprii ale pacientului care reușesc, datorită capacităților extraordinare ale celulelor stem, să refacă hematopoeza în 10-14 zile. Fiindcă altfel, fără acest rescue de celule stem, hematopoeza pacientului nu s-ar reface în 60 de zile și pacientul ar fi într-un risc extrem de mare de infecție, având o perioadă de aplazie așa de lungă. Și atunci nu vorbim în cazul autotransplantului de un efect imunologic, de o reacție imună a unor celule sănătoase împotriva celulelor bolnave, ci vorbim de un suport al organismului de a trece peste această chimioterapie în doză mare. Și evident că principiul terapeutic al acestei chimioterapii în doză mare este să distrugă cât mai multe din celulele bolii. Altfel, terapia standard distruge celulele tumorale, dar în momentul în care nu le distruge suficient sau s-a constatat că în cazul mielomului multiplu că această doză mare de chimioterapie ajută la obținerea unei remisii complete de lungă durată, atunci sigur că avem nevoie de această doză mare și pentru a administra această doză mare avem nevoie și de celulele stem care să refacă hematopoeză. Bun, și atunci care este diferența între situațiile în care hemopatia malignă se rezolvă cu ajutorul autotransplantului și cele care au nevoie de alotransplant? Sunt boli diferite, cu indicații diferite. Pentru autotransplant, principalele indicații sunt limfoamele maligne, fie că vorbim de Hodgkin sau non-Hodgkin, și aici vorbim de limfoamele maligne de obicei recăzute sau la care nu s-a obținut o remisiune completă PET negativă. Și această chimioterapie în doză mare este necesară pentru a distruge toate masele tumorale și a obține o remisiune completă pentru pacient. Sau vorbim de mielomul multiplu în care folosim celulele proprii ale pacientului și consolidăm remisiunea completă. Indicația este un pic diferită, iar în cazul transplantelor alogeneice, vorbim de celule de la donator, care folosesc pe de altă parte și ele principiul chimioterapiei în doză mare, dar pe lângă principiul chimioterapiei în doză mare, folosesc și principiul imunologic al celulelor sănătoase care distrug celulele bolnave pe care le consideră non-self. Bun, revenim la tipurile de, sau la afecțiunile care se tratează cu ajutorul autotransplantului. Ați menționat limfoamele maligne, mielomul multiplu. Dacă vreți să detaliați în ambele situații ce se întâmplă. Și interesant că ar fi și care e momentul apariției autotransplantului medular în terapia acestor boli, pentru că ele sunt cunoscute de mult, au existat niște tratamente, chimioterapia e destul de veche, sigur s-au schimbat în ultima vreme medicamentele. Când a apărut autotransplantul medular în tratamentul acestor boli? Vorbim de mai bine de 50 de ani, este o procedură standardizată care se practică în toată lumea, în protocoale standardizate și, surprinzător aș spune, crește ca număr de proceduri în fiecare an în Europa. Într-o statistică a Europei sunt mai bine de 20.000 de transplanturi pe an și cresc în fiecare an, fiindcă indicațiile de-a lungul timpului s-au modificat. A fost o perioadă în anii 2000 în care se vorbea de autotransplant în cancerul de sân. S-a considerat că această chimioterapie în doză mare are un efect foarte bun pentru masa tumorală din cancerul de sân. Și după câțiva ani, după 5 ani, studiile au arătat că nu a fost un beneficiu semnificativ la pacientele care au primit această chimioterapie în doză mare. În toate tumorile solide la copil este o indicație clară de chimioterapie în doză mare urmată de transplant de celule stem hematopoietice, tocmai fiindcă aceste tumori solide, ca Ewing-ul sau neuroblastomul,
au nevoie de o doză mai mare de chimioterapie pentru a distruge celulele tumorale și a depăși rezistența tumorii. Deci indicațiile s-au diversificat de-a lungul timpului. În ultima decadă se vorbește din ce în ce mai mult de autotransplant în bolile autoimune, în bolile neurologice, fiindcă pe măsură ce a crescut această experiență, au apărut și aceste indicații standard. Și în aceste boli non-maligne, în bolile autoimune, vorbim de fapt de un reset al imunității. Distrugem prin chimioterapie hematopoeza și ea se reface cu celulele proprii, cu niște limfocite proaspete. Deci vorbim pur și simplu de un reset al imunității și se pare că această procedură de autotransplant în bolile autoimune, și aici vorbesc și de boala Crohn, au început să crească foarte mult studiile și vorbesc și de scleroza multiplă, de asemenea începe să fie o experiență destul de mare, boala stă pe loc. Boala nu mai avansează datorită acestui reset al imunității pacientului. Deci, sigur că limfoamele maligne și mielomul multiplu reprezintă cam 90% din indicațiile autotransplantului, deci cele mai multe indicații, dar în aceste 10% au început să apară diverse alte boli și unele să fie înlocuite de alte terapii. Faptul că numărul de autotransplanturi medulare, așa cum spuneți, a crescut și procentual, ele reprezintă din ce în ce mai mult o componentă importantă a terapiei, are legătură cu, și cu schimbarea regimului de chimioterapice? Nu neapărat are legătură cu schimbarea regimului de chimioterapie, dar are legătură cu faptul că am putut clasifica, de exemplu, limfoamele maligne non-Hodgkin mult mai fidel. În ultimii 20 de ani avem factori de încadrare în diferite grupe de risc pe limfoame. Sunt foarte multe categorii de limfoame non-Hodgkiniene în funcție de celula care proliferează. Și atunci noi știm de la diagnosticul acestei boli, dacă ea trebuie să fie consolidată, de exemplu, în prima remisiune completă și primește terapia standard și în momentul în care și-a terminat terapia standard, foarte mulți pacienți cu limfom cu celulă mare B, de exemplu, care au factori de prognostic negativ la diagnostic, ei sunt consolidați cu autogrefă după ce își termină ciclul de 6 cure de chimioterapie. Limfomul de Manta, o altă categorie de limfom non-Hodgkin, are indicație clară de consolidare a primei remisiuni complete sau primei remisiuni parțiale. Deci după terminarea celor 6 cicluri de chimioterapie standard, pacienții ar trebui să vină cu toții la o consolidare cu doză mare de chimioterapie. Boala Hodgkin are indicație în momentul în care reapare. Boala Hodgkin recăzută, indiferent că recade la 3 luni sau că recade la 10 ani de la prima terapie, are indicație standard de chimioterapie în doză mare, fiindcă este clar dovedit că reluarea terapiei clasice nu duce la o remisiune pe termen lung. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez faptul că pentru a avea cele mai bune rezultate cu autotransplantul, trebuie să intrăm în această procedură cu o masă tumorală cât mai mică. Este evident că dacă avem o masă tumorală mică, chimioterapia în doză mare reușește să distrugă aproape toate celulele, dacă nu toate. Dacă intrăm în autotransplant cu o masă tumorală mare, cu un pacient cu o masă tumorală mare, atunci chimioterapia nu reușește de cele mai multe ori să distrugă toată masa tumorală și boala reapare. Și atunci, unul dintre criteriile foarte importante pe care le evaluăm la intrarea în această procedură este volumul masei tumorale. Cu cât avem un limfom cu o remisiune completă mai curată, cu un PET negativ, cu atât șansa să consolidăm cu autogrefă și pacientul să rămână în remisiune completă pe termen lung este mai mare. De asemenea, în mielomul multiplu, cu cât intrăm în procedura de autotransplant cu o masă tumorală a bolii cât mai mică, cu semne de boală mai mult decât remisiune parțială,
o remisiune completă, atunci boala rămâne în remisiune completă pe un timp îndelungat. Ce riscuri implică procedeul de autotransplant? Sunt riscurile obișnuite ale chimioterapiei. Sigur că și ele sunt exacerbate, fiindcă vorbim de o chimioterapie cu doză mai mare. Și atunci este o perioadă în care pacientul intră în aplazie. Asta înseamnă că numărul de leucocite scade foarte mult, până la zero. Sunt multe cazuri în care avem zile întregi în care nu decelăm niciun leucocit în hemoleucogramă. Și asta înseamnă că pacientul are o capacitate de apărare foarte redusă. Trombocitele, de asemenea, și ele scad foarte mult, chiar spre zero, și atunci capacitatea pacientului de a-și menține o funcție a coagulării normale este afectată. Deci complicațiile derivă din această perioadă de aplazie severă, fie că vorbim de infecții, de orice fel, bacteriene, virale, fungice, sau tulburări de coagulare. Cu siguranță că o categorie importantă de complicații sunt complicațiile toxice. Evident, pacientul trebuie să suporte doza aceasta mare de chimioterapie și nu am menționat că această doză este calculată la limita toxicității organelor vitale. Adică studiile sunt făcute pe această combinație de chimioterapie încât organismul să reziste din punct de vedere al funcției hepatice, al funcției renale, al funcției cardiace. Nu ne mai interesează funcția hematologică, fiindcă aceasta o refacem cu celulele stem. Dar complicațiile toxice pot să apară. Mucozita este una dintre cele mai frecvente complicații și pacientul, aș spune că o percepe poate cel mai greu, fiindcă în momentul în care se distruge mucoasa tubului digestiv și apare durerea, și apare incapacitatea de a mânca normal, uneori și de a înghiți normal, uneori și de a vorbi normal. Și atunci este o perioadă foarte grea care necesită suport intens, medical, până când pacientul începe să-și refacă hematopoeza și când ajung în sângele periferic aceste leucocite care ne ajută să refacem toate mucoasele și pacientul să-și reia viața normală. Ce se întâmplă după autotransplant cu tratamentul convențional al acestor boli? Evaluarea după autotransplant în mod standard se face în jur de ziua 100 după transplant. Deci 3 luni și ceva după transplant. Când vorbim de o evaluare imagistică, dacă este vorba de un limfom, și cel mai frecvent indicația este de PET-CT, pentru a stabili exact răspunsul post-autotransplant. Dacă vorbim de mielom multiplu, atunci avem analize specifice pentru această boală. Bineînțeles, dozăm componentul monoclonal, vedem infiltratul plasmocitar și leziunile osoase, adică criteriile clare ale mielomului multiplu. După evaluarea de 100 de zile, există categorii de pacienți care au nevoie de întreținere și de foarte multe ori pacienții cu mielom multiplu primesc terapie cu lenalidomidă pentru întreținere. Pacienții cu boală Hodgkin, dacă au intrat cu factor de prognostic negativ în transplant, primesc brentuximab de întreținere sau pot pur și simplu să fie monitorizați la început din 3 în 3 luni, apoi din 6 în 6 luni și apoi anual pentru a verifica foarte strict reapariția unui semn de boală. Și cam care e rata de recidivă în condițiile efectorii cu succes a unui autotransplant? Depindem foarte mult, cum spuneam, de volumul masei tumorale cu care intrăm în transplant. Dacă vorbim de un pacient cu limfom Hodgkin sau non-Hodgkin care intră în transplant cu un PET negativ, șansa să rămână fără boală într-o remisiune completă PET negativă este foarte mare și aici vorbesc foarte mare, în jur de 80%. Dacă intrăm în transplant cu o boală refractară, cu masă tumorală reziduală, cu o boală rezistentă la chimioterapie, deci cu o sensibilitate scăzută la chimioterapie, atunci șansele sunt sub 50%. 50%
ca pacientul să rămână în remisiune completă pe termen lung. Același lucru și pentru celelalte boli, depindem foarte mult cum intrăm ca volum de masă tumorală în transplant, tocmai pentru că această consolidare cu doză mare de chimioterapie reușește să distrugă volume tumorale cât mai mari și în momentul în care avem puține celule restante, această chimioterapie reușește să-și facă treaba cel mai bine. Cu indicații atât de largi, evident că inevitabil suntem interesați și de problema costurilor, pentru că cu cât indicațiile se vor expanda mai mult, cu atât mai mulți pacienți potențial vor putea beneficia de procedeu. Și pentru sistemul de sănătate se pune problema costurilor și pentru pacient uneori, dacă ele nu vor mai putea fi acoperite integral. În general, procedele hematologice sunt scumpe, asta știe toată lumea, uneori aparent exagerat de scumpe. Pe această scară, cam unde se situează autotransplantul și dacă puteți să ne dați și o cifră aproximativă de costuri? Autotransplantul este decontat prin programul Ministerului Sănătății, Programul Național de Transplant, și este decontat cu 88.000 de RON. Nu este o sumă mare pentru o procedură de autotransplant. Comparativ cu țările europene, aș spune că este, nu știu, un sfert din ce se decontează în țările din jurul nostru. Sigur că prețurile procedurilor de transplant, așa cum noi toți spunem de ceva ani încoace, ar trebui să fie modificate, fiindcă am rămas cu prețurile de la începutul programului și cu siguranță că aceste prețuri trebuie să fie reevaluate. Deci nu este o procedură scumpă autotransplantul, dar este o procedură care chiar poate salva vieți. Cu siguranță. Și în cazul în care indicațiile se vor extinde, așa cum spuneați, iată, la boli autoimune sau la boli neurologice, vor fi efectuate tot în secția dumneavoastră, într-un mediu hematologic, sau vor fi preluate și de colegii cu acele specialități? Nu. Probabil că procedura trebuie efectuată de o echipă cu experiență, de a trata și de a evalua pacienții în aplazie severă. Noi am făcut transplanturi și la boli non-hematologice, la tumorile solide care au indicație de autotransplant. Am avut destui pacienți, poate că unul pe lună sau unul la două luni, care vin cu indicație de la oncolog, uneori din străinătate, cu indicație de consolidare cu autogrefă pentru tumora solidă. Nu sunt foarte mulți, dar așa cum spuneam, poate câțiva pe an. La copii această indicație este și mai frecventă și dânsii au un număr mai mare de tumori solide. Am făcut chiar și o boală neurologică, o tânără cu indicație de autotransplant venită din străinătate, și care pot să vă spun că acum are mai bine de 5 ani de remisiune a bolii. Cu siguranță că este un program care ar putea să crească, dar în condițiile în care sunt atât de mulți pacienți hematologici cu indicație de transplant și cu indicație de allotransplant, și cred că acest centru din Institutul Clinic Frundeni, în condițiile actuale, nu poate prelua o întreagă altă patologie pentru autotransplant. Dar este un domeniu care trebuie dezvoltat, care ar putea fi dezvoltat și care ar putea primi mult mai mulți pacienți care ar beneficia de astfel de proceduri. Când spuneți tumor solide, la ce tip de tumor vă referiți? La neuroblastom, la tumoră Ewing, la tumora germinală, la tumora testiculară cu celule germinale. Deci sunt câteva indicații pe tumorile solide care au indicație standard de autogref. Da, vă dorim succes în continuare în programul pe care îl conduceți. Am lămurit destule lucruri legate de indicații, de procedeu în sine, de efectele adverse și așa mai departe.
Aș dori în partea a doua a discuției să reluăm o discuție anterioară, de fapt, despre aceste celule CAR T, despre aceste limfocite T foarte speciale și v-aș ruga pentru început să ne spuneți ce face pacientul, pentru că data trecută discutasem de faptul că, din păcate, pacientul a decedat înainte să puteți să aplicați procedeul. Iată că acum ați ajuns la momentul la care ați putut să-l aplicați. Da, terapiile celulare au devenit o realitate și pentru pacienții din România. Am început acest program. A fost un parcurs plin de provocări, în care fiecare participant din circuitul acesta de acces al pacientului la această terapie inovativă a trebuit să studieze, să se instruiască, să privească la modelele din alte țări. Și să rămână deschis să găsească soluții ca această terapie să poată fi administrată și în România. Fiindcă aveam cunoștință de standardele internaționale, dar a trebuit să aplicăm aceste standarde în România cu legislația românească. De aceea a fost un drum lung, aș spune, cu obstacole ca orice drum pe care îl începi, dar suntem acum în situația în care am început acest program, am trimis aceste celule pentru mai mulți pacienți, ele s-au întors și pentru pacienții care s-au întors le-am și administrat. Aș vrea să discutăm despre rezultate când vom avea evaluarea acestor pacienți, dar deocamdată pacientul din secția de transplant medular adult este bine. Și ținem pumnii, poate săptămâna viitoare ne gândim chiar la o externare. Ar fi extraordinar, ar fi o premieră pentru România. Cu această ocazie, deci, v-aș ruga să reluați un pic indicația în cazul respectiv, principiile procedeului, pentru că, așa cum ați spus, iată, terapiile regenerative au fost multă vreme așa un fel de sintagmă fără prea multă acoperire, sincer vorbind, sau cu acoperire care poate fi încadrată în ceea ce numesc anglosaxonii wishful thinking și care nu totdeauna îndeplinea ce voiam noi medicii sau ce voia corpul medical sau ce așteptări avea corpul medical, nu mai vorbim de pacienți, de la acea terapie. Și iată că lucrurile se schimbă, începem să vorbim de aici foarte clar de terapii eficiente, de terapii cu rezultat și nu numai atât, de terapii cu potențial de extindere, pentru că ați menționat la autotransplant faptul că se poate folosi și în cazul tumorilor solide. Aceleași așteptări sunt și de la celulele CAR-T, din câte știu, și cu atât mai mult e bine să familiarizăm publicul cu această noțiune, de la care, repet, sunt așteptări foarte mari și de data asta sper că și cu acoperire, adică așteptări realiste. Sigur că eu aș zice că plecăm de la un vis. Este o terapie care se bazează pe celulele imune ale pacientului. Se recoltează aceste celule imune și ele se modifică în laborator și se modifică în laborator prin exprimarea pe suprafață acestui receptor chimeric de care vorbim. Și acest receptor se cuplează exact pe markerul celulei tumorale. Și atunci aceste tipuri de terapii sunt prototip de terapie personalizată, fiindcă folosim celulele pacientului, le învățăm să atace cancerul și le reintroducem în organismul pacientului ca pe un medicament, dar ca pe un medicament viu. Deci plecăm de la un vis, de la un vis al oricărui oncolog de a distruge masa tumorală prin celulele imune ale pacientului. Și nu numai celulele imune ale pacientului, dar celule imune învățate să atace cancerul, deci modificate astfel încât să descopere celulele de cancer și să le distrugă. Sigur că aceste terapii celulare sunt la ora actuală o șansă pentru pacienții cu cancere hematologice refractare, recidivat. Ele au indicație în aceste tipuri de boli și în România avem înregistrat un produs
care are două indicații. Prima este leucemia acută limfoblastică la copil și adultul până în 25 de ani, fiindcă așa au fost studiile. Și a doua indicație este limfomul cu celulă mare B, refractar recăzut, la cel puțin două linii de chimioterapie. Deci vorbim de pacienți care au trecut de terapiile standard, care cei mai mulți dintre ei au recăzut după transplant, unii după auto, alții după alo. Deci s-a trecut și de linia de terapie de transplant. Și pentru această categorie de pacienți, pentru marea majoritate a acestor pacienți, nu mai există altă variantă de tratament. Și cu aceste terapii imunologice personalizate, reușim să stăpânim boala în aceste cazuri refractare recăzute. Sigur că este o terapie foarte costisitoare, dar este o terapie adresată pacienților care nu aveau altă variantă de tratament. Rezultatele nu sunt 100% răspuns complet, dar în studiile de înregistrare, răspunsul pentru leucemia acută limfoblastică refractară sau recăzută se apropie de 80%, iar în limfomul cu celulă mare B refractar sau recăzut se apropie de 60%. Deci sunt totuși niște procente fenomenale pentru o categorie de pacienți, așa cum spuneam, la care nu avem altă variantă terapeutică. Deci, da, să reluăm puțin pașii procedeului și să ne spuneți ce se face, ce se poate face în România în momentul de față, ce nu se poate face în România, ca să avem, să spun așa, o imagine. După aceea o să ajungem sigur și la costurile procedeului și faptul că ele sunt încă foarte mari, cel puțin în cazul nostru, derivă și din necesitatea de a trimite anumite etape de a fi efectuate în străinătate. Institutul Clinic Funden deocamdată este singurul institut din țară avizat și acreditat pentru astfel de terapii, fiindcă trebuie să trecem și prin acest proces de acreditare, de evaluare a quality management a tuturor proceselor prin care recoltăm aceste celule și le administrăm. Deci a trebuit să facem dovada faptului că suntem standardizați, că lucrăm standardizat, că avem proceduri, că totul este verificabil și trasabilitatea este clară. Sigur că ne dorim să deschidem și alte centre de terapii celulare în România, dar plecăm deocamdată cu Institutul Clinic Funden, care și de data asta este vârf de lance, aș spune. Și că, deci, stăpânește procedeul. Da. Procedeul prin care separați limfocitele. Procedeul seamănă cu procedura de afereză pentru celulele stem. Deci recoltăm din sângele periferic limfocitele printr-o procedură care se numește leucafereză, fără să le stimulăm în niciun fel, pur și simplu pacientul este conectat la acest aparat și la sfârșitul procedurii, care durează în jur de 3-4 ore, avem o pungă de celule care este un concentrat cu limfocite T. Le dozăm, bineînțeles, prin imunofenotipare, le vedem viabilitatea și le trimitem către laboratorul specializat pentru a fi modificate. Aceasta este prima etapă. Și care este acest laborator? Laboratorul este deocamdată al firmei Novartis, care a înregistrat primul medicament în România. Sunt mai multe firme de medicamente care au fiecare produsul lor, pe mai multe indicații. La ora actuală în România avem o singură înregistrare pe acest produs și acesta este produsul Kymriah al firmei Novartis. Deci este o platformă internațională în care toate centrele de transplant deschid această platformă și plasează comanda pentru acest laborator. Sunt trei laboratoare în Europa și mai sunt încă trei în Statele Unite, care primesc din toată lumea, din toate centrele de transplant aceste celule. Și acest, mă scuzați, produs al firmei Novartis, ce rol joacă în protocolul terapeutic? Aceste limfocite se transformă în medicamentul Novartis. Acesta este special. Noi trimitem niște limfocite și ele se întorc într-o punguță care este medicamentul Kymriah
înregistrat de Agenția Europeană de Medicament și care de sunt Agenția Românească de Tratament, care sunt aceste aceleași limfocite celule T, modificate. Dar de data Exact, asta modificate. Exact, exact. Și acesta este medicamentul. De fapt, principiul Kymriah sunt aceste limfocite T modificate. Da, și principiul prin care sunt modificate... Ele sunt în acest laborator GMP, este un proces de transducție, se introduce un vector viral și prin acest vector viral se exprimă pe suprafață CAR-T-ul. Antigenul care le transformă exact. În chimere exact. Antigenice pentru apoi celulele tumorale. Celulele sunt stimulate, sunt crescute, sunt purificate și sunt puse într-o punguță care este și ea transportată în azot lichid, congelată, în centru de transplant. Și care are statut de medicament. Acum, ca care să înțelegem are statut noi... de medicament, exact. Da. Să înțelegem noi de la început da. Acest lucru, ce deosebire ar fi între acest medicament, să-i spunem cu oarecare ghilimele, al firmei Novartis și altele de același tip. Exprimă alt fel de receptă? Exprimă un CAR-T, adică legătura de între intra- și extracelular, binding-ul este un pic diferit. Mai pun niște molecule de costimulare, unul, altul se leagă de altă moleculă de costimulare, au niște mici modificări în acest construct de CAR. Bun, deci pacientul de care vorbim, mai întâi ce afecțiune avea, care era boala de care... Un limfom cu celulă mare de refractar, care a recăzut după autotransplant. Deci nici autotransplantul nu a funcționat. După 3 luni de la autotransplant, pacientul era... cu PET pozitiv și boala a progresat după aceste 3 luni. Nu aveam altă variantă de tratament pentru acest pacient decât alotransplantul, dar alotransplantul este o procedură în care de asemenea trebuie să intri cu o boală cât de remisă se poate. Remisă și mare. Nu era cazul acestui pacient care era cu boală progresivă și un pacient la care am recoltat limfocitele. Le-am trimis, s-au întors și înainte de a le administra, seamănă cu procesul de transplant, punem chimioterapie, nu în doză mare, ca la autotransplant, punem o chimioterapie care să asigure o limfodepleție suficientă ca să putem pune aceste celule CAR-T. Și bineînțeles că după această administrare a început procesul de monitorizare extrem de strict și de atent pentru furtuna de citochine, care da, este o să ajungem și acolo, dar cu scuzele de rigoare vă întrerup puțin, deci chimioterapia are rolul să îndepărteze limfocitele pacientului ca să nu le încurce pe cele modificate genetic. Cam așa. Putem spune și așa, exact, avem această chimioterapie de limfodepleție, așa o numim, tocmai pentru a pregăti pacientul să primească aceste alte limfocitele lui, dar modificate și mai curajoase în lupta cu cancerul, să spunem. Corect. Bun, ca orice procedeu, mai ales unul atât de sofisticat, evident că implică și acesta niște riscuri. Care sunt aceste riscuri? Complicațiile sunt majore. Furtuna de citochine, acest sindrom de eliberare de citochine, este o complicație care apare la majoritatea pacienților. Sigur că poate să varieze de la grad mic, care să nu pună niciun fel de problemă, până la grad mare și în studiile care au făcut dus la înregistrare, 40% dintre pacienți s-au dus în terapie intensivă, au avut nevoie de suport în terapie intensivă, deci este o complicație redutabilă, fiindcă în momentul în care aceste limfocite distrug celulele tumorale, tot conținutul celulelor tumorale se eliberează în sângele pacientului, acesta trece și bariera hematoencefalică și atunci putem avea și complicații neurologice de tipul unei encefalopatii. Și febra, hipotensiunea, hiposaturația, semne de encefalopatie și de modificări neurologice pot să apară în primele 14 zile după această administrare. Și pacientul trebuie extrem de strict monitorizat, așa cum spuneam. Există și aici, ca în multe alte procedee, o așa numită curbă de învățare, să spun, și anume cu creșterea experienței, poate aceste efecte sunt mai reduse? Da, toate prezentările pe care le-am văzut în ultimul timp prezintă procente mai mici de complicații decât în studiul de înregistrare.
Și asta tocmai datorită creșterii experienței și numărului de pacienți tratați. De obicei, pe măsură ce capeți experiență, ca și la transplant, lucrurile sunt mai ușoare și probabil că este un fenomen normal. Pe măsură ce vezi mai mulți pacienți, știi să monitorizezi mult mai atent. Da, dar care poate să apară cel puțin la prima vedere ca ceva curios, pentru că principiul de bază e același și lucrurile generale sunt aceleași, dar micile detalii, că asta se câștigă odată cu experiența, fac diferența. Exact, micile detalii întotdeauna fac diferența, sunt absolut de acord. De aceea e nevoie de concentrarea acestor cazuri în centre cu experiență deja acumulată, iar cele care fac pionierat, sigur că îl fac de cel mai multe ori monitorizate și în cooperare cu centre mai experimentate din Occident, așa, ca să parcurgă cât mai repede curba asta de învățare. Exact, exact. Orice ajutor este binevenit și noi colaborăm strâns cu partenerii noștri din străinătate, tocmai pentru a avea această experiență a lor în spate. Da, de aici, deci, repet, doresc succes și să sperăm că va fi prima reușită de acest fel în România. Indicațiile ni le-ați spus. Evident că în momentul de față o barieră importantă sunt costurile, pentru că altfel, la un moment dat, dacă aceste costuri să scadă, s-ar putea ca indicațiile să se extindă, s-ar putea să nu mai așteptăm faze terminale, forme refractare, fiind vorba de terapie cu celule proprii, s-ar putea să fie preferată mai devreme în tratamentul unor bolnavi care altfel sunt supuși unei chimioterapii agresive cu efecte adverse destul de serioase. Deci poate că în viitor, în sfârșit, dar vorbind de momentul actual și de factorul care se cheamă costuri și de caracterul unor chiar prohibitiv, aș spune, cam unde se cifrează în cazul terapiei cu celule CAR-T costurile? Doar medicamentul costă în jur de 350.000 de euro. Vorbim doar de medicamentul, acest proces complicat de modificare a limfocitelor, doar medicamentul, acesta este costul oficial al medicamentului, nu numai în România, peste tot în Europa. Dar așa cum spuneați, genul acesta de terapie este foarte probabil să înlocuiască o parte din procedurile de transplant, fiindcă pe măsură ce vom căpăta experiență cu aceste terapii și vom reuși să stăpânim efectele adverse, totuși, comparativ cu transplantul alogeneic, terapia CAR-T are mai puține efecte adverse și vorbim pe termen lung, adică ieșim din furtuna de citochine și lucrurile se termină aici. Un alotransplant trebuie monitorizat un an cel puțin, dar dacă nu toată viața. E posibil să facă boală de grefă, contragazdă, limfocitele donatorului să atace organele primitorului și să dezvolte primitorul o altă boală autoimună, așa cum spunem noi, boala de grefă contragazdă, și să trebuiască să fie monitorizat și tratat ani de zile după alotransplant. Deci complicațiile după alotransplant sunt pe termen lung și pacientul rămâne legat de centrul de transplant pentru aceste monitorizări. Deci este posibil ca această terapie țintită, această terapie CAR-T să aibă din ce în ce mai multe indicații și sigur că noi avem în România acum un singur produs disponibil, dar sunt înregistrate 5 produse, astfel de produse în Europa și mă aștept să fie înregistrate și în România. Și au apărut și alte indicații. Avem acum limfomul de manta, care a primit anul trecut indicație. Anul trecut a primit și mielomul multiplu indicație de CAR-T. Deci vorbim de mielomul multiplu care nu a răspuns la 4 linii de chimioterapie și știm foarte bine că mielomul multiplu are la ora actuală foarte multe medicamente nou introduse și foarte eficiente. Deci deja avem un CAR-T înregistrat pentru mielom. Sunt foarte multe studii, inclusiv pe leucemia acută mieloidă. Deci în momentul în care se va găsi markerul exact pentru care să se construiască un CAR-T, atunci va apare un alt produs pentru fiecare neoplazie hematologică. Sigur că pentru
în neoplaziile hematologice e mai ușor să găsești markerii de suprafață al celulelor tumorale, de aceea probabil că aici au fost primele studii și primele caruri, primele constructuri CAR. Dar asta nu înseamnă că nu va exploda această terapie și pentru indicațiile oncologice, pentru tumori solid. Da, o ultimă întrebare. Considerați că această transfecție, care de fapt transformă niște celule T într-un medicament, așa cum ne-ați explicat, și care reprezintă partea cea mai scumpă a întregului procedeu până la urmă, că cei 350.000 de euro cam pe acolo se cheltuiesc în cea mai mare parte, credeți că există posibilitatea să facem asta și în România, în laboratoarele noastre de cercetare sau cumva în facilitățile noastre farmaceutice locale, sau va rămâne apanajul marilor firme gen Novartis și vom fi în permanență în situația de a cumpăra la aceste prețuri produsele respective? Probabil că vor crește foarte mult în toată Europa aceste academic CAR-T, adică aceste medicamente produse în laboratoarele proprii. Dar să construiești un astfel de laborator este un proiect extraordinar și un proiect foarte complicat. Este un proiect de durată, fiindcă, în primul rând, trebuie acreditările internaționale obligatorii și cred că este nevoie de oameni care să aibă mare experiență în manipularea astfel de celule și cred că ar fi un alt vis frumos pentru România să reușim să facem așa cum au reușit spaniolii să facă în Barcelona un astfel de laborator și să introducă toți pacienții care au nevoie de un astfel de produs într-un studiu național. Ei produc în laboratorul din Barcelona aceste produse CAR-T și tratează în studiul național toți pacienții care au nevoie. Sigur că la un preț de 10 ori mai mic. Deci cred că se poate, dacă vom reuși să facem un astfel de laborator, care într-adevăr este un proiect de viață și un vis extraordinar de frumos. Da, profesor, vă mulțumesc foarte mult. Să-mi permis să spun de pe acum că subiectul terapiilor regenerative, în care hematologia este front runner, este vârf de lance, este cum doriți să-i spuneți, dar de acolo vin toate noutățile, va mai fi abordat în această emisiune și, cu permisiunea dumneavoastră, vă vom mai invita să ne vorbiți despre realizările noastre și ale echipei pe care o conduceți. Drag, sper să vin cu vești bune și să împărtășim această experiență a Institutului Clinic Funden cu toți telespectatorii. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc!